Salutare! Sunt la vaccinare, așa cum v-am spus că o să fac. Suntem în data de 19 februarie, este vineri. Deputatul USR Plus de Buzău, Emanuel Ungureanu, a decis să facă live pe pagina sa de Facebook astăzi când a mers să se vaccineze anticovid la prima doză. Parlamentarul a primit serul de la AstraZeneca. Trebuie să înțelegeți cu toții că nu puteți alege un vaccin în condițiile în care pe stoc se află un anumit vaccin. Mulți dintre voi se feresc de AstraZeneca pentru că au citit în ziare că ar fi ori mai puțin eficient, ori că ar avea efecte adverse. Eu am încredere în acest vaccin, cum am încredere și în Pfizer și în Moderna. Îndemnul meu este însă pentru cei care s-au înscris pentru AstraZeneca să vină să-l facă. Membru în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților, Ungureanu, a declarat că ar fi putut să se vaccineze cu mult timp în urmă, dar a preferat să aștepte imunizarea unor categorii de persoane cu afecțiuni cronice. De ce m-am vaccinat acum și nu m-am vaccinat cu luni înainte? Aș fi putut să fac acest lucru, pentru că eram încadrat cumva în categoria ceea ce se numește personal esențial. Am considerat că prioritatea au acei pacienți care fac dializă și spre bucuria mea, marea lor majoritate au reușit să facă și rapelul. Deci, ia că tămâs astăzi la vaccin. În cele câteva momente în care deputatul de Buzău a vorbit live în fața vizitatorilor de pe pagina sa, personalul medical și-a dat seama că până la urmă nu trebuie să aștepte până parlamentarul vorbește tot ce are de zis și a indicat că trebuie să se oprească pentru a-i fi administrat vaccinul. Am fost la triaj. Acum se face procedura. Sigur, îl urmărim pe domnul. După aceasta o să așteptați 15 minute să fiți monitorizat într-o sală de așteptare în afară. Gata. Dacă sunt gata? Sunteți gata. Bine. Okay.